Buci în ședință ordinară. Primarul Comunei Buci în județul Bacău. În timpul dispoziției articolului 39 alineatul 1 și articolul 68 alineatul 1 din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificări și completări ulterioare, dispune. Articolul 1 alineatul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 28 decembrie 2015, ore 12 la sediul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2016, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului din contractul de închiriere numărul 79 din 3206, încheiat între Consiliul Local Bucium și CUSC Rom Telecom, ISA București. Modificarea denumirii locatarului și inserarea unei clauze cu privire la prelungirea valabilității contractului. Inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor aparținând domeniul public al județul Bacău. Inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Bucium, județul Bacău. Inițiator primarul comunei. 6. Diverse. Doamna președintă, punem la vot mai întâi proiectul din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Acum ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. A fost votat. Domnule primar, vă rog să ne expuneți proiectul de hotărâre de la numărul 1. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre privitor la stabilirea de impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre inițiat și propus a fi dezbătut în ședința ordinară al Consiliului Local Bucium din 1 noiembrie, are ca obiect stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016. Argumentul inițierii acestui proiect de hotărâre a fost adus la cunoștință și propus prin referatul numărul 3511 din 7-10-2015, întocmit de secretarul comunii și legea numărul 227-2015 privind aprobarea codului fiscal. Acest act normativ prevede o serie de modificări, dar și noutăți în ceea ce privește impozitul și taxele locale. Prin referatul biroului buget, contabilitate, venituri din aparatul de specialitate s-au propus și au aprobat, în principiu, impozitul și taxele locale pentru anul 2016, urmând ca prin votul dat în Consiliul Local să se aprobe sau să se modifice unele categorii de impozite și taxe. Propunerea de stabilire a impozitului taxelor locale pentru anul 2016 este prevăzută în anexa la proiectul de hotărâre, drept pentru care nu voi mai face referire încă o dată la cuantumul impozitului și taxelor propuse. Având în vedere aceste argumente, rog să analizați și să aprobați impozitele și taxele locale pentru anul 2016. Aici e vorba de impozite locale. Nu au rămas aproape la nivelul 2015. Noi, după cum ați văzut, nu am adăugat nici 5, nici 10, nici până puteam să mărim până la 50% Consiliul Local, în afară de cei în codul fiscal, să mai mărim și noi cu 50%. Dar au rămas aceleași impozite, nu am mărit cu niciun leu. Ca să știe cetățenii Comunei Bucium de această situație. Mulțumesc frumos, domnule primar. Domnul președinte, aveți cuvântul. Așa cum a spus și domnul primar, noi am studiat foarte atent prevederile anexei. Se constată, totuși, în lumina noului cod fiscal, pentru că este un nou cod fiscal și pe care informații de mass media, s-a tergiversat foarte mult acest nou cod fiscal, trimis la președinte pentru promulgare, președintele a trimis înapoi în Parlament, s-au mai făcut unii modificări. Totuși, codul fiscal, trebuie să fim foarte sinceri, aduce și unele modificări care privesc și taxele locale și impozitele locale. Noi, având în vedere că acest cod fiscal lasă la latitudinea Consiliului Local unele prevederi din acest local privind majorarea taxelor și impozitelor, văd în hotărârea domnului primar pe care eu o supune astăzi, impozitele rămân într-o notă rezonabilă, am putea spune, chiar foarte apropiată de fapt de cele de anul trecut. Totuși, e bine ca să fie studiat și acest nou cod fiscal, pentru că cetățenii vor întreba și lor, noi consilierii vor trebui să le explicăm că sunt unele modificări
unele chiar importante aduse la codul fiscal, pe care cred că aceste prevederi sunt și afișate la aici la primăria noastră, unde un cetățenii pot lua la cunoștință de modificările acestui cod fiscal. Nu s-au mărit cu... Deci taxele trebuie, în concluzie, nu s-au mărit. Deci sunt aproape exact cele de anul trecut. Se dau câteva scutiri pentru primăria, consiliile locale. Pot da niște scutiri. De asemenea, primăria, prin consiliile locale, în urma unor criterii pe care le vom vota, sper, în viitor, pentru acele terenuri nelucrate timp de 2 ani, se adaugă niște majorări la impozit. De asemenea, pentru clădirile neîngrijite, cum ar fi cea de lângă, chiar lângă primăria noastră, se poate majora impozitul până la 500%, dar aceste le vom stabili, cred eu, prin hotărârea pe care o va emite domnul primar, le vom stabili într-o ședință ulterioare. Noi, comisia, am analizat aceste impozite și taxe, pentru că e vorba și de impozite și de taxe locale. Nu au fost obiecțiuni, s-au discutat în comisii sau... Nu au fost propuneri care să modifice hotărârea domnului primar, de aceea comisia este de acord cu, în principiu, cu hotărârea emisă de către domnul primar. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule președinte. Înscrieri, vă rog. Nu avem înscrieri, ci punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Abțineri? Împotrivă? Domnul Tadera, da? Da. Aveți ochii de mine, doamne. Nu, dar sunt nemulțumită. Da, mulțumesc frumos. N-am văzut. Îmi cer scuze. Așa, domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre de la numărul 2. Raport de finanțare a proiectului de hotărâre de la aderirea taxei de salubritate pentru anul 2016. Doamne, domnule consilier, proiectul de hotărâre referitor la stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2016 a fost inițiat ca urmare a solicitării oficiale transmise de ADIS Bacău, prin care ne informează în calitate de parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău. Astfel vă informez că la nivelul județului ADIS Bacău, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale din județ, urmează a încheia contractul cu operatorul desemnat câștigător în urma procedurii de achiziție publică SC Compania Rompes Service SA București. Am menționat că urmează să încheia contractul deoarece acest câștigător a fost contestat la CNSC. Însă până la soluționarea contestației este necesar să aprobăm tariful pentru serviciul de salubrizare. Conform documentelor atașate la adresa numărul 666 din 2017-2015, am constatat că pentru unitățile administrative teritoriale din mediul rural s-a prevăzut același tarif pentru anul 2016, respectiv 3,76 lei luni, persoană lună. Pentru posibilitatea cetățenilor în comuna Bucium, această taxă este destul de mare, însă neavând condiții de funcționare a propriului serviciu de salubrizare, am procedat și noi ca aproape toate comunele din județul Bacău și ne-am asociat la ADIS. În urma analizării situației din punct de vedere al salubrității, am constatat că nici nu avem altă soluție decât aceea de a ne asocia la nivel de județ pentru a se realiza o colectare a deșeurilor în sistem centralizat și evitarea depozitărilor necontrolate de deșeuri. Mai menționez că este obligația unităților administrative teritoriale de a organiza acțiunile de salubritate și de a răspunde pentru neluarea măsurilor în acest sens. În articolul 2 din conținutul proiectului de hotărâre am propus aprobarea tarifelor de depozitare la depozitul conform care aparține de primăria municipiului Bacău și care, conform adresei comunicată către ADIS, acestea s-au stabilit în sumă de 24 de lei tonă pentru deșeurile menajere și 6 lei tonă pentru deșeurile din construcții și demolări. Fac precizarea că aceste tarife au fost stabilite prin de comun acord între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și Operatorul Depozitului Primăria Municipiului Bacău și nu putem interveni asupra acestora. Pentru aceste considerente, cer rog analizarea proiectului de hotărâre și a documentelor justificative și aprobarea acestuia în formă prezentată. Aici e vorba despre taxa de salubrizare, pe care tot discutăm. Am mai discutat și acum câțiva ani, care am aprobat de toți ani. Au plecat de la un tarif și, pentru 2016, e 3,76 de persoană. Și eu cred că e bine, nu e nici mult. Acum depinde și de cetățenii comunei Bucium, dacă o să se conformeze, ca în acele pobele mici,
să pună gunoi menajer, nu cenuș, betoane, bolovan, bunogradă sau nisip când mătură sau alte sticle, borcane, astea o să fie duse la punctele de selectare. O să fie vreo 15 puncte în tot, în toată comuna, în satele Bucium și Răcăuți, acolo unde cetățenii vor duce borcane, sticla, hârtia și plasticul. Eu cred că altă soluție nu avem, dar dacă am avea serviciu, pe comună, să fie înființat serviciu de salubritate, costurile pe persoană n-ar fi fost 3,76 și cred că ar fi dus mult mai mult, în plecă în jurul de vreo 7 lei sau 8 lei de persoană, fiindcă gunoiul, menajerul, nu se s-ar putea să în timp să meargă la Bacău sau dacă se întâmplă ceva, după câte am auzit, încă groapa de gunoi de la Bacău încă nu e dotată cu utilajele care au fost din cauza unor neînțelegeri între județul Bacău și Adisul, s-ar putea ca peste 3 luni de zile gunoiul să închidă groapa la Bacău și gunoiul să fie dus, după câte am auzit, la Târgu Secuiesc. Da? Chiar dacă am avea serviciu, gunoiul care se strânge din comună, ne-ar trebui și tiruri, oameni, dus la groapa de gunoi, plătit acolo, după cum se vede pe tonă, se plătește pe tonă și cât dus pe comună, cu atâta o să se plătească mai mult pe comună. Eu zic că 3,76 față de societatea care a fost înainte, care era 8 lei, aproape, nu 7,50 de persoană, când două persoane erau 150 de lei, sper că, și cred că e bine. 3,76 deocamdată, 2016, pe urmă în 2017 crește cu câțiva bănuți, 2018 tot la fel, nu e o sumă care nu se poate plăti. Sunt și cazuri, sociale, dar vom vedea la timpul potrivit de ce o să facem pe acele cazuri, care nu se poate plăti. Doamna președinte. Domnule președinte, aveți cuvântul. La fel de importantă ca și punctul anterior este această taxă pe care o stabilim privind cu noi menajer. Rolul nostru al consilierilor este ca noi, fiind onomutate în această comună, să le explicăm cetățenilor utilitatea acestui serviciu al strângerii gunoiului în mod civilizat. Și de asemenea, am stat de foarte multe ori la discuții între domnul primar și diferiți cetățenii din comună, unde le explica cât de util este și ce înseamnă totuși, așa este și afară, a se impune o disciplină. Prin această colectare centralizată a gunoiului, se impune o disciplină. Deci noi trebuie să venim să le explicăm cetățenilor că este mai util ceea ce facem prin această firmă decât a arunca gunoiul peste tot. De asemenea, e vorba de sortarea acestui gunoi. Așa cum a explicat și domnul primar, aici sumele nu se pot negocia. Ați văzut că ultima frază din proiectul de hotărâre spune clar. S-a stabilit de comun acord la ADES, a membrilor, noi fim membri în această asociație, ca prețul să fie 24 de lei pentru tonă și 60 de lei pentru construcție. Deci aici nu se poate umbla. Prețul este totuși un preț rezonabil, 3,76 pe care l-am aprobat în alte ședințe anterioare, și deci comisia nu are obiecțiuni asupra acestui lucru. În consecință, suntem de acord cu prețul pentru anul 2016, numai cu mențiunea ca noi și noi consilierii, prin toate mijloacele disponibile pe care le avem la dispoziție, să spunem cetățenilor că acest mod de a strânge gunoiul civilizat ne ajută pe noi, cu cât, cum spunea domnul primar, vor fi bolovan și asta, prețul pe tonă va crește, adică tona, vor fi mai multe tone de gunoi menajer, prețul va rămâne tot 24 de lei, dar vor fi mai multe adunat pe tone și atunci prețul va crește. Deci nu avem de ales acesta. Este un mod civilizat,
Va fi greu la început, așa cum toate începuturile sunt grele, dar la anul vom vedea, într-adevăr, utilitatea acestui serviciu. Suntem de acord tot cu proiectul de gătărie. Numai așa se poate reduce. O parte din dumneavoastră ați mai umblat pe câmpuri, pe drumuri de exploatare. Încă s-a mai repede, când am avut societatea de 10 metri strat, s-au redus cu 80% față de anul 2000, când am ajuns viceprimar la Comuna Ștefan cel Mare, erau toni, grămezi, borcane, sticle pe toate drumurile de exploatare, călcau animalele, caii, se tăiau la picioare, fel de minuni duse pe toate câmpurile, pe bucată, în capătul bucăților. Era un dezastru. Era un dezastru. Venind firma NVM-ul, am redus, cred că după mine, la ora actuală, peste 80%. Este 80% care vor să vadă. Și care vor să-și aducă aminte. Care nu vor să-și aducă aminte și nu vor să vadă, degeaba vorbim. Toți cetățenii comunei Buciu știu ce erau pe câmpuri. Nu numai eu, toți cetățenii știu, care au, majoritatea au terenuri în câmp, prin păduri, pe marginea pădurilor, în râp. Încă se mai poartă, încă mai e câțiva. Din Buciu cred că sunt o mare parte care n-au făcut contracte. Mereu am făcut curățenie, am dus la mașină, când venea mașina de gunoi, făcut curățenie cu 416, în locurile unde erau rele, am mai scăpat de gunoaie. Dar, încă tu nu conți. În 2000, era de 2 metri, 3 metri gunoaiele pe margine. Acum s-au redus. Sper de la 1 ianuarie, după 15 ianuarie, când o să vină să înceapă salubrizarea, această firmă este, cred că, și mașini, o să aibă și au dau pubele, dau containerele ăla de selectare. Sper cum, dacă mă lăsați numai pe mine singur și pe viceprimar să vorbim, sunteți consilierii comuni. Aveți tot interesul să vorbiți cu cetățenii ce e bine. Nu învățați că pune și bolovani, pune și cenușa, pune și nisip, dă-i dreapă, că doar le plătim. 3,76 e o sumă derizorie. Eu nu știu care ar vrea să-ți iei gunoiul de la poartă, să ți-l duc în altă parte cu căruța și să-i dai 3,76. Sau 4 lei, sau 7 lei, sau 10 lei. Să-ți ducă gunoiul la râpă. Nu ți-l duce nimeni. Sper ca cetățenii comunei Bucium să ne înțeleagă că nu este de dată înapoi decât mers înainte, cum merge toată lumea, cum merge toată țara, cum merge toată Europa. Trebuie să mergem pe aceeași drum. Asta este cu, așa cum am scris în scrisoarea mea către ei, asta e. Nu avem, orice primar ar fi fost, nu poate să deie înapoi de la noi. Nu poate să deie înapoi, să zici că băi, mă descurc singur. Sau ne descurcăm. Nu se poate. Fără mașini, fără utilaje, fără dus la groapa de gunoi, nu avem altă soluție. Domnule consilier, vă rog în scriere la cuvântul, dacă sunt. Domnul Toader, aveți cuvântul? Referitor la procedura respectivă, nu este loc de tăgadă, este una dintre, adică este cea mai bună metodă și este normal, aplicată în vest și există experiență. Păcat că după 26 de ani se poate aplica și la noi. Este într-adevăr, adică ar trebui să fie disciplină și cu selectarea urmăiului. Problema este, noi avem o problemă, anume cu urmărirea acestei activități, selectarea și urmărirea celor care vor, că după părerea mea, când se va intra în activitate cu metoda asta, vor fi mai multe gunoaie decât. Și o să vedem. De ce? Pentru că firma respectivă care colecta gunoiul menajer până acum a luat tot ce aveau în muncă. Și sunt foarte puțin, adică sunt, eu fac parte și din persoanele astea. Și cât am putut, am vorbit cu oamenii pe care îi cunosc să facă la fel. Adică în gospodărie omul își selectează. Hai să duci hălăciuga la gunoaie sau
Dar Vasile a acceptat orice fel de gunoi și orice greutate, orice cantitate, cu frunze pe aia și vor fi învățați în continuare și aici e vorba de disciplinarea oamenilor și discuții cu ei. Într-adevăr, primarii au făcut destul de eforturi, a trimis și pentru fiecare o hârtie, dar nu toți au făcut contracte. Bine, unii nu sunt acasă și nu au de ce să facă contracte, dar nici, adică sunt și care sunt încă locuitori, adică locuiesc în Răcăuși, în satele comune, cele două satele comune și nu au făcut contracte. Deci aia trebuie, nu că neapărat urmăriți, dar până la urmă se va întâmpla și trebuie să luate măsuri. Că aici suntem destul de slab. Să luăm măsuri. Să știu care să duc. Acum o să spuneți iar că am așteptat să întâmple lucruri. Domnul viceprimar, ați descoperit, ați văzut ce, pur și simplu, referitor la gunoaiele de duminică dimineață. Ați văzut? E o sfidare totală. O bătaie de joc. Dar dacă se ia măsuri, doar trebuie un exemplu, două exemple, trei, să cam și știu oia care îi pun în căruțe și când ies, aruncă la capătul grădinii mele, am o grămadă de gunoaie acolo, am lucrat. Trebuie să-ți dai seama după dușmăria care poartă unii și alții. Deci aici este problema. Noi trebuie să dăm într-adevăr tot, adică să activăm și noi în problema asta, în discuții cu oameni, să înțeleagă. Mulți nu înțeleg, că nu, doamne, dar mine îmi lua Vasile, îmi lua toată. Stai, doamne, dar uii frunze și aia, le poți spune tu în putoi, le poți duce în grădină, le dai foc, că până la urmă tot toamna și primăvara faci curățenie de genul. Da, și cei care nu se conformează și, bineînțeles că vor fi dintre cei care n-au făcut contracte, că trebuie să ducă undeva gunoaiele. Și acum am eu neînțelegere, adică cel puțin am auzit, domnul primar a spus-o mai în urmă, că această taxă ar fi, deci trebuie plătită, nu neapărat să nu folosesc un cuvânt mai obligatorie. Este totuși taxa obligatorie, taxa de gunoi. Exact. Nu, adică obligat, dacă nu faci contract, mai plătești. Nu, dar, așa, vedeți, dar aici. Nu, când au fost, au dat puberele, nu s-au făcut contract. Da. Proces verbal, de că au primit puberele, atât. Da. Nu se face niciun contract, nici cu primăria, nici cu ADIS-ul, nici cu firma care ridică gunoi. Este taxă, este taxă specială. Asta e taxă pentru gunoi. Așa cum am scris în scrisoarea mea. Scoți gunoi, nu scoți gunoi, iei pubelă, nu iei pubelă, taxa pe gunoi, dacă locuiești în comuna, buci, mă gădești. Aia trebuie să înțeleagă. Păi de-aia le-am scris scrisorică la toți bucimene și am să le mai fac o scrisorică. Au citit, eu am discutat și cu am să le mai fac una iar de înțelesul tuturor. Eu le fac scrisorile pe înțelesul tuturor. Să înțeleagă. Trebuie să luați măsuri. Da, n-a fost vorba de contract, a fost vorba de cuvere. Mulțumesc frumos. Chiar de la 1 ianuarie, cum îți plătești taxa, îți plătești și pe persoane, vede persoane câte sunt acolo, unde care sunt plecate, expert, care sunt plecate în Italia, în Spania, pe un an, pe doi, pe trei, pe unul, care e plecat pentru o lună de zile, nu poți să ți-l scad, ca în două luni de zile, vine acasă, stă două luni acolo, vine acasă, nu poți să ți-l scad. Cred că pe baza unor cere, și argumentat că el e plecat un an de zile, e plecat în Spania, să-l scadă singur. Baza unei cereri, subsemnatul Avram Ion, prin prezent, vreau să mă scadeți de la impozit, de la registrul de loc, pe numitul, deoarece nu mai locuiești pe raza comunii, locuiești în Italia sau în Spania. Ca să nu avem cum să-i scadă. De unde știu eu unde e. Dacă să rămâi cu cineva, plătește la care rămâi. Și iar dacă vrea să nu-l scadă de la registrul de rol, rămâne acolo și dă-și pe ele 76 și pentru el. Altă soluție nu avem, fiindcă este taxă pe persoană. Și persoanele între ce vârste nu plătești? Da. Nu contează. Între cel, de la cel cu țâța în gură până la cel cu barba sură, toată lumea plătește. Că a întrebat unul să vină. Da, toată lumea. Dacă ai 8 copii, plătești cu copii. Dar în oraș nu plătești la fel? Și în oraș. Da, cam asta este. Toată lumea plătește. Mulțumesc frumos. O să fie niște cazuri speciale. O să vedem unde sunt. Pe bază de anchete sociale. Nu au de unde, acum nu are 10 copii sau 15 copii, vă dați seama că la 10 îți 40 de lei pe lună, îți 400 de lei pe an. Deci, o să vină, dar nu avem cazul social așa, o să vedem.
Doamna președinte. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Și s-a votat, domnule primar, aveți pentru proiectul de hotărâre de la numărul 3. Raport privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea prelungirii termenului de din contractul de închiriere numărul 79 din 23.03.2006, încheiat de Consiliul Local Bucium cu CCRON Telecom ESA București, modificarea denumirii locatarului și inserarea unei clauze cu privire la prelungirea valabilității contractului. Doamnelor și domnilor, prezentul proiect de hotărâre aduce în atenția dumneavoastră existența unui contract de închiriere pe care Consiliul Local Bucium l-a încheiat în anul 2006 cu CCRON Telecom ESA București. Obiectul acestui contract constituie închirierea suprafeței de 28 de metri teren intravilan, situată în incinta primăriei Bucium, pe care se află amplasat pilonul Radio Reviu, aparținând locatarului. Vreau să mai specific pentru cei care nu făceau parte din Consiliul Local la acea vreme, că pilonul despre care am făcut vorbire se află montat pe terenul în discuție înainte de înființarea Comunei Bucium, fiind preluat ca atare de la Comuna Ștefan cel Mare. Contractul inițial încheiat în anul 2006 a suportat modificări în ceea ce privește termenul de închiriere de 7 ori, închiriindu-se în acest sens 7 acte adiționale. Aproape în fiecare an, cu o singură excepție, am venit în fața Consiliului Local și am prezentat proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii termenului din contractul de închiriere cu câte un an, respectiv 3 ani. Motivat de faptul că în ultimul an adițional, cuprind o perioadă de valabilitate a contractului care expiră la data de 31 decembrie 2015, precum și faptul că la instituția noastră a fost înregistrată la numărul 3812 din 3-11-2015 adresa oficială din partea locatorului, prin care se solicită prelungirea termenului din contractul inițial, dar se aduce la cunoștință și faptul că denumirea acestuia nu mai este aceeași ca în contractul inițial, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în conținutul care am propus prelungirea termenului din contractul de închiriere până la data de 31.12.2016, cu Rom Telecom și schimbarea denumirii locatarului din Rom Telecom S.A. București în Telecom România Comunicațion București. De asemenea, tot la propunerea locatarului am propus și noi prelungirea cu încă un an succesiv la termenul de închiriere, dacă nici una dintre părți la expirarea termenului nu denunță cu cel puțin 30 zile înainte de contractul. Consider că pilonul radelor releu nu ne afectează niciun fel activitatea în comună. Mutarea acestei pe un alt aplasament presupune costuri deosebite și tocmai de aceea, cel puțin încă un an, ar putea rămâne în locul unde este amplasat. Având în vedere cele expuse, rog analizați, dezbateți și aprobați prezentul proiect de hotărâre. E vorba despre stâlpul ăsta unde sunt releile a Rom Telecom. Ăsta e construit înainte de a se face comună. Nu ne încurcă cu nimic. Sunt 28 de metri. Atât avem și noi concesiuni pe toată comuna Bucium. Avem și noi 28 de metri pătrați. Da, i-am concesionat. Altă soluție nu avem. Că am zis că nu prea stă bine aici, în fața primăriei. Să-l mutăm mai în spate, înspre cămin. Au spus că îl mutăm, dar cu costurile noastre. Ne ajută, dar cu costurile care de mulți ani. Dar consider că aici nu ne încurcă, nu e un pericol, nu e nici pericol, nu e nici, chiar dacă o să facem o extindere, că până aproape de la primărie, până în gardul celălalt, nu are cu ce să ne încurce, nu e un pericol pentru persoanele și pentru funcționarii care stau în această clădire. Cam asta este, s-au schimbat din un telefon, le spune altfel. Eu zic să, am zis să mergem cu altă soluție noastră. Da. Domnule președinte, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamna președinte. Referitor la acest proiect de hotărâre, membrii comisiei juridice au analizat proiectul și sunt de acord considerând că este de o reală necesitate pentru comuna Bucium. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos. Înscrieri? Nu sunt înscrieri. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul pentru următorul punct. Raport privind înțelegerea proiectului de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium, județul Bacău. Doamne, domnilor consilieri,
Urmarea definitivă de procesul de achiziție publică privind proiectul achiziției utilaj bulutor excavator pentru trezirea drumului comunal în comuna Bucin, județul Bacău și preluarea efectivă a acestui utilaj, Comisia de Inventariare a Bunurilor aparținând domeniului public a formulat propunerea de luare de măsuri cu privire la introducerea acestea în domeniul public al comunei. Aceasta este motivația pe care s-a inițiat prezentul proiect de hotărâre. Valoarea de inventar a acestui utilaj este de 438.957,52 lei, incluzând aici și dotările aferente, iar poziția la care va fi inclus este 116. Față de expunerea făcută, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Aici e vorba despre buldo excavator, îl avem în curte, deja l-am pus la treabă, am mai făcut mici intervenții cu el prin curte, la râpă, la Ursache, avem dotări la el, lamă de zăpezării, freză de forat, pupe. Încercând 2016, să-l mai punem la treabă, dacă o să avem un șofer de microbus, ca pe cealaltă să-l folosim și pentru problemele minore care pot să fie cu utilajul. Așa cum prevede legea, trebuie trecut în domeniul public. Am venit în fața dumneavoastră cu propunerea de a băga în domeniul public. Doamna președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Cristian. Mulțumesc. Referitor la acest proiect de hotărâre, ce să spunem? Cu toții sunt mulțumiți că l-avem în curtea noastră, este de o reală necesitate pentru comună și membrii comisiei juridice, analizând acest proiect de hotărâre, sunt de acord cu proiectul. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos, să-mi scrie. Domnul Mateieș, vă rog, aveți cuvântul. Stimați colegi, într-adevăr, acest proiect de hotărâre este foarte important. În trecut, utilajul este de o structură nouă, primită, și este de, un mare folos în comuna noastră. Este bine inventarierea acestor drumuri, pentru că totdeauna cine încurcă la aceste inventarieri, deci se păstrează aceste bunuri. Și sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Dacă nu mai sunt în scrie, cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul. Raportul inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării structurii de funcții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bucim, județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre prezentat în această situație a fost inițiat ca urmare a ocupării funcției publice de referent clasa 3, gradul profesional asistent agent agricol. După cum știți, prin ultima hotărâre adoptată de Consiliul Local Bucim, funcția publică la care am făcut referire se regăsea în statul de funcție ca fiind funcție publică vacantă. Urmarea promovării concursului de recrutare care a avut loc în perioada de 23-25 noiembrie, funcția publică se transformă din vacantă în ocupată, astfel încât în coloana 2, poziția 13, s-a înscris numele și prenumele persoane care au luat concursul, Macare Laura. În conformitate cu prevederile articolului 25, articolul 26 și articolul 107, din legea privind statutul funcționarului public numărul 188/1999, republicată, cu modificări și completările ulterioare, orice modificare în structura funcțiilor publice se transmite către Agenția Național al Funcționarului Public și trebuie făcută prin actul administrativ al autorității publice. Vreau să vă aduc la cunoștință că activitatea la Registrul Agricol a început din data de 2 decembrie, astfel încât este nevoie și de armonizarea încadrării cu aprobarea statutului de funcții atributul Consiliului Local. Față de cele menționate, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre. E vorba că, în sfârșit, au câștigat concursul, a venit o doamnă, sper să lucreze bine și cred că am văzut-o și lucrează, s-a ocupat funcția și trebuie înregistrat. Mulțumesc frumos, domnule președinte, aveți mulțumesc că... Referitor la acest proiect de hotărâre, Comisia Juridică a analizat proiectul. Sunt de acord cu unanimitate. Am o paranteză. Considerând că facem un gest frumos, întreaga echipă juridică am fost, din pură curiozitate, să o cunoaștem personal pe doamna Macarie. Am găsit de cuvință să-i urăm bun venit
multă sănătate să ridice profesional la nivelul așteptat. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc, frumos. Întineric, oricum, pentru transport elevi. Am înțeles că urmează totul sunt, nu? Deci nu e angajat un șofer și de asta nu funcționează, nu? Da, da. am scos la concurs de 9 ori, nu s-au prezentat de 2 ori până acum, nu s-au prezentat niciunul. Nu se prezintă, eu cred că e și salariul minim de economie, niciun șofer cu categoria D-ul și ca să aibă și licență transport persoane, nu stă. O să fie, încercăm din nou, îl scoatem ea din nou la concurs și sper în final să vină cineva pe care să poată, eu, o mașină nouă, stă la cravată, nu are ce să șurubărească la ea. Și în timpul de aia am zis, că dacă vine un băiețar care domnul, mai poate fi angajat și un pensionar, nu? Dar poate fi și mama, dar nu mai poate. Trebuie să aibă deu și licență. Și să cunoască, și un tic să meargă cu buldo. În timpul liber, și să cunoască. Lui, una dintre ta să învață, că așa cum merg eu, cum merge viceprimarul cu el și am făcut ordine și am rupit la după, cred că oricine dacă vrea, orice șofer dacă vrea, poate să urce pe el, că nu-l pun să facă acum terasamente de drumuri sau alte minuni. Sper că de la ora 8 până la ora, doamna Ioane, vorbește un om. Da. Sper. Sper că de la ora 8 când îmi face o cursă de oraș cu Răcăuțiu, cu elevii la Buciu, de la 8 până la ora 12, când e următoarea, sunt 4 ore. Nu am la ce să-l pun, decât să-i spun așa. Du-te la 200 de metri, fă-mi 20 de metri de șanț, sau regularizează un șanț sau un pârâu sau ce-i de făcut. Vine să urcă, e nou nouț, la cheie, la cravată, lucrează, dacă îi place. Dacă nu îi place, sper. Dacă nu, găsim altă metodă pentru buldo, unul care are o societate, unui IU, pe bază de contract prestări servicii numai cu ora plătită pentru el, motorina și utilajul al meu, el să facă servicii, prestări servicii și plătit la oră. Am nevoie 10 ore, îl plătesc 10 ore. Am nevoie 20 de ore. Sau 4 ore într-o zi, dacă mai sunt pensionari, mai sunt, dar pot să-și facă. Dar tot trebuie să aibă o formă legală. Și propusul nu s-ar putea închiria, și el e înregistrat. Nu se poate. Deci înregistrat și el în patrimoniu, nu știu, tine. Nu se poate. Închiria pentru transport personal, în care se fac lucruri. Am pus o întrebare. Microbus este numai pentru elevii de la școala. Da, elevii din satul Rătos care vin la școala. Și cadre didactic. A doua problemă, fiind ultima ședință de anul acesta, îmi permit să vă urez un Crăciun fericit. Multă sănătate la parte familie dumneavoastră și un an mai bun să dea Dumnezeu. După părerea mea, asta 2015 a fost cel mai bun al comunei Buciu. În principiu toate au fost bune, chiar și ăla din 2005, când am avut numai o jumătate de ani. Da, n-am avut nimic. Pentru comuna Buciu și pentru noi, Toți anii ăștia au fost. Până în fiecare n-a fost an. Mulțumesc. N-a fost an, zic eu, și suntem consilieri aici din 2000, chiar avem și din 2000 consilieri, dar vorbim din 2005, nu a fost an, să nu avem realizări importante. Ce mai e de făcut, cea mai importantă care mai ar fi, că așa cum v-am zis mereu, ce mă doare cel mai tare, apa și canalizarea pentru satul Buciu.
nu pot să nu mai am, conform legii și canalizare. Asta ar fi, mă trudez de 4 ani, am depus de 2 ori, încercăm și în ianuarie, pe măsura 7-2, să depunem de nou pentru apă și canalizare. Ca să pot și la Bociun, după ce bag apa și canalizarea, să încep cu asfaltare uliții și cu probleme mai sunt pe domeniul public al comunii. Asta ar fi, în principiu, ce mă doare cel mai tare, apa și canalizarea la Bociun. Iar în rest, cred că la Răcăuți, cămin. Zilele astea am cumpărat veselă pentru tot, pentru 150 de persoane, pentru căminul de la Răcăuți. E dotat cu tot ce trebuie. Acolo ar mai trebui la anul un grup sanitar înăuntru, o chiuvetă cu apă, un aragaz. Dar sunt valori mici, pentru Bucium, ar mai fi pentru Bucium, la Răcăuți de Răcăuți. Apă este, cămin este, școală făcută Neckerman. Asfalt au început pe uliții, am început un kilometru jumate, numai în satul Răcăuți. Sunt 3 km cu Cătunul Cont, cu românii de la Cătunul Cont. Sunt 3 km de asfaltare. Un proiect de 30 de miliarde, de 29 de miliarde. E o mare realizare pentru satul Răcăuți. Iar pentru Bucium, școală, sală de sport, cămin cultural, primărie, drumurile le-am mai plumbuit, le-am mai balastat unde au fost mai rău, unde s-a produs o baltă, că toți stau, nu băgăm bani, poate prindem și dacă prinde apă și canalizare, n-am niciun rost să bag patru gheatră spartă pe el până la prinderea unui proiect de asfaltare. Eu zic, după mine, că nu a fost an și că eu cred că buciumenii Buciumenii și Răcăuțeni, dar eu cred că sunt buciumeni, îi includ toată comuna în același oală. De fiecare dată au fost mulțumit și sper ca și în 2016 să-și aducă aminte că s-a apropiat alegerile și în 2016 o să ne dea o notă bună. Sper că o să cântărească foarte bine valorile ce am făcut și cum era comuna până în anul 2000. Care s-a mai apucat până în anul 2000, știați că mergea să notați prin zăpadă până la brâu, până la, pe toate ulițele, nu ați văzut vreun tractor vreodată, de zăpezări, balastare, bălți care intra tractorul până în grede, până în șasiu. Era un Bucium. Așa că lumea, o parte, 80% din ei, 80% știu, văd, au văzut și țin minte. 20% o să-i dai și un partener de bani și asfalt în urmă, și apă de moaca, că o ței de coarne și el zice căciută. Asta e. Eu, în final, am vorbit mai mult, dacă mai e cineva. Mulțumesc frumos, domnule Matei, ești adevărat. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor consilieri. Adevărat este, mă alătur cu un vorbitorul meu, cu licitoare, suntem în ultima lună al anului. Anul în care 2015, într-adevăr, a fost un an realizabil pentru noi. Consider că această echipă în care suntem față în față, am avut o înțelegere și această înțelegere deci dovedește munca făcută. Gândindu-ne bine, pentru că sunt probleme de rezolvat, au fost multe ridicate, cine să vă spun în fața dumneavoastră, pentru că a fost foarte înțeles de domnul primar, cu realizarea acelor porțiuni de drum dintre Cașin și Cătunul Colț, către Rom, mă refer. Am fost invitat de domnul primar personal, ne-a florit că mergem la treabă. Am răspuns la chemarea dumnealui, mi-am luat lopata în mână și am stat față în față o zi întreagă pentru amenajarea acelor porțiuni de drum. Aici țin să-i mulțumesc foarte mult domnului primar, chiar și sătenii respectiv, prin care numele lor vreau să... Vorbesc de drumul pe teritoriul comunicației. Multă sănătate. Deci, care pe teritoriul comunicației. S-a realizat. Deci este un corobat. Deci s-a rezolvat. Am rezolvat-o cu dumneavoastră împreună, deci s-a rezolvat. Deci asta este un lucru împărător pentru noi. În continuare, domnilor consilieri, considerăm, pentru că au mai fost și lucruri prin care s-au mai aprins problemele,
dar nu au fost probleme prin care să fie certuri, prin care să nu avem înțelegeri, prin care să nu îl putem rezolva. Anul 2015 pentru noi este un an bun. Un an, într-adevăr, cu realizări. Eu țin să vă doresc mult, multă sănătate, sărbători fericite și realizarea tuturor gândurilor. Indiferent orice consilier, din orice partid face parte, consider că stăm în fața oamenilor și noi trebuie să rezolvăm problemele ca oamenii să fie mulțumiți de realizările noastre. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumesc frumos. Domnule Chiste, aveți. Da, mulțumesc, doamna președinte. Domnilor, ce să spun, cu toții vedem că a mai trecut un an de activitate din cadrul Consiliului. An cu realizări. Cu foarte multe surprize la nivel de țară și multe realizări la nivelul comunei Buciu. Pe plan familiar, fiecare cu bucuriile și cu nereușitele sale. Părerea mea că viața merge înainte. De aceea spun că sunt foarte mândru că fac parte dintr-o echipă excepțională. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă doresc multă sănătate, realizarea tuturor dorințelor, an bun, cu multe realizări. La mulți ani, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă doresc dumneavoastră și la întreaga familie, multă sănătate, fericire și sărbători fericite. De asemenea, mulțumim domnilor de la TV că ne face cunoscută activitatea comunei. Tot așa, domnule primar, înainte. Mulțumesc frumos! Doamna Moldoveanu, aveți cuvânt. Să continui la fel ca și colegii mei cu cuvinte frumoase. Nu contează apartenența politică, suntem creștini, să ne deschidem sufletele și să întâlnim Sfintele Sărbători cu gândul bune. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Mai... E cineva care îmi dorește? Mai închei eu. Eu. Și eu. Și eu la urmă. Da. Doamna secretară, domnule primar, domnule viceprimar, dragi consilieri, vă doresc la mulți ani, tradiționalul la mulți ani, multă, multă sănătate, că e cea mai bună dintre toate. Tot ce vă doriți în casele dumneavoastră să se împlinească. Mulțumim. Domnule primar, aveți cuvântul. Eu închei acest an mulțumindu-vă tuturor, dumneavoastră, domnul consilier, mi-ați fost acolo, mi-ați aprobat hotărârile de Consiliul Local, în care comunitatea noastră au văzut realizările și sper și în 2016 să mergem tot la fel. Iar pentru anul ăsta, pentru activitatea care s-a făcut până acum, vă doresc tuturor sărbători fericite, multă sănătate, doamnei secretar, pentru colaborarea. Asemenea, putere de multă muncă, sănătate și putere asemenea, de muncă. Asemenea, dumneavoastră. Tuturor sărbători fericite. Mulțumim, domnule. Da. Și la urmă, dacă permiteți, da. Okay. Mă dau aici ca să mă filmez și eu, Da. Din primar și doamna secretar. În numele Televiziunii Exclusiv TV, noi vă mulțumim foarte mult, să știți că ne simțim foarte bine aici, în mijlocul dumneavoastră. Este unul, dacă aș fi făcut un clasament al consiliilor locale din județul Bacău, pentru că avem aproape 20 de comune unde filmăm aceste ședințe de consiliu local, fără discuție că dumneavoastră ați fi câștigat trofeul, pentru că sunteți niște oameni civilizați. Sigur, este inerent, sunt și discuții, sunt contradicții, sunt întrebări, dar asta este farmecul democrației. Noi vă mulțumim foarte mult, încă o dată vă dorim multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră și vă asigurăm de seriozitatea noastră și de o imparțialitate în ceea ce privește filmările pe care le facem. Ați observat, noi le prezentăm așa cum sunt, nu le comentăm, noi nu intrăm în jocuri politice,
Așadar, credem că este util atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cetățeni, pentru că, în primul rând, pentru ei facem acest lucru, să vadă că, într-adevăr, un consiliu local nu sunt niște mari minuni, iată, de această dată pot vedea fiecare ales al lor, fiecare consilier, domnul primar, consiliul local, că, într-adevăr, aici se discută lucruri serioase, că banul public este cheltuit așa cum trebuie și că, într-adevăr, au și ei, prin intermediul nostru, ocazia de a vedea ceea ce hotărăți dumneavoastră pentru cetățeni. Vă mulțumesc încă o dată, la mulți ani! Domnul, trebuie să vă schimbați numele televiziunii. Expresiv TV. Nu excludeți pe nimeni, am înțeles că ați fost foarte exclusiv. Trebuie să vă numiți Inclusiv TV. Da, da. Mulțumim. Mulțumim frumos. Dacă nu mai avem, ședința este încheiată. Mulțumim și la mulțumim.